Astăzi este luni, vreo 9 jumătate sau 10 fără ceva. Și afară a început din nou să ningă. Doar că nu este așa de frig. Oricum, mai este zăpadă. A nins acum o săptămână și încă este zăpadă. Adelina nu s-a dus azi la grădiniță pentru că este răcită din nou. Acum o săptămână i-a trecut răceala și de ieri iar a început să fie răcită. Așa că trebuie să o țin acasă vreo două zile sau nu, cât trebuie. Da. Mă duc să-mi spăl părul pentru că chiar este nevoie să-l spăl. Sper să mă lași. Mă las să-mi spăl părul? Da, tu mă lași? Să-mi spăl părul? Sau nu? Da? Încercăm, da? Nu? De ce? Să-mi spăl părul și să mă aranjez un pic la față. Ce spui? Mi-am spălat părul. Nu l-am uscat foarte bine, că-i ud. M-am spălat și pe față. Iar acum o să mă aranjez puțin la față. Înainte, nu prea mi-acordam timp pentru mine. Dar de, nu știu de cât timp, de câteva luni Adelina lasă. Am început să-mi acord timp și pentru mine. O jumătate de oră dimineața. Să-mi spăl părul dacă e nevoie, să îmi fac rutina feței. Înainte doar mă spălam un pic pe față și cam atât. Și nu era bine, pentru că nu mă simțeam bine în pielea mea. Indiferent, Didi, că stau în casă sau că ies undeva, eu mă aranjez puțin dimineața. Și mă simt mult mai bine zile. Mi-am curățat fața cu gelul de curățare de la Shogun cu extract de miel. Acum o să mă dau cu această cremă. Cred că se vede. Pentru hidratare. Și hidratează fața. Destul de bine. Eu aveam pielea foarte uscată și de când folosesc crema asta, asta nu este de la Shogun. Am comandat-o de pe internet. Chiar hidratează foarte bine. Adelina, ce râs colorat ai! Ca și mie, de altfel, și-o am râsul colorat. Bine, cu fondite nu mă dau în fiecare zi, dar când filmez, în special, mă dau ca să fiu mai... mai ok să semănăm om. Mă simt eu mai bine când mă aranjez, mai ales atunci când fac vlog și mă văd atâtea persoane. Și așa mai seară o să am o față de zombie obosită. Să mă schimb. Îmi plac foarte haine și gata. Am făcut patul fetelor. Am băgat două mașini de haine la spălat. Am uscat o mașină. Deci am făcut treabă de azi dimineață, nu am stat. Doamne iartă-mă, Adelin, dacă nu mă ascult și nu-l lași în pace, lasă-l ca să stai liniștit. Poate strici răceala să mergi la grădiniță. Să stau liniștită măcar 4 ore. Ca și concealer îl folosesc pe acesta de la Maybelline. Adelina asta.
vedeți bine. Trebuie să merg la pensat. La cineva care se pricepe mai bine, că eu nu prea mă pensez, dar tot rămân așa, nu știu să le tund. Nu trebuie. Poate reușesc să merg înainte de Crăciun. Poate. Nu se știe. Hai, dacă nu reușesc, stau așa. Ca și pudră de fixare folosesc asta de la Art Deco. Le-am comandat de pe Douglas. Este translucidă. Mi-a apărut așa o bubiță aici, sau nu știu, nu-i coș, e o bubiță. Ieri am văzut că mi-am părut din senină. Aranjez puțin sprâncenile. Pe ei, un pic de piept, așa. Adelina, lasă! Așa. Primel de la Shogun. O să vrea să mă uit în oglindă, că nu pot în telefon să mă dau. Și sunt cu arată de paredă. Aoleu, Adelina! Parte oglinda. Nu foarte mult. Acum să-mi iasă părul. Mai bine. După ce mi-am uscat părul cam 80%, dar nu cred că este 80% acum, dar în fine. Am această perie electrică, nu este perie rotativă, este perie electrică. Și o să-mi fac un pic și pe asta, să uscum mai repede cu peria asta decât cu uscătorul ăla meu, că e micuț și mai de capul lui. Și o să-mi fac un pic și cu peria asta. Ce tare ninge. Ce frumos. Am primit o mică comandă de pe Shein și o să desfac aici cu voi. Am luat comandă de câteva decorațiuni de Crăciun, nu foarte multe. Adică este o parte din comandă, trebuie să mai vină încă o parte. Cam vai de capul lor, da? Aici am o față de pernă de Crăciun. Drăguță. Aici are cănăcei dintre ăștia și scrie ho, ho, ho. E atât de pufos și de moale. Material bun. Drăguță.
Aici am un preș de pus la ușă. Zic eu că e bun de pus la ușă. Acum... Da, e bun. Ia, ce drăguță e. Era și pe negru, dar eu l-am ales așa culoarea asta. Să-l pun în fața ușii. Cu brăduleț. Mă uit că trebuie să vină și Alexia. De la școală. Asta credeam că e mai mare. Da, e bun și așa. Nu știu de ce aveam impresia că e mai mare. Pus la ușă, tot la ușa de la intrare, are și ață și mai are câteva accesorii, fulgi din ăștia. La unde trebuie puși ăștia? O să vedem. Aici tot feți de perne, pentru pernuțele mici. Bun. Astea credeam că sunt albi, dar de fapt nu sunt albi, sunt crem. Dar n-ar numica că lenjeria mea tot crem este. Două la fel mi-am comandat. Să le pun aici în dormitor. Sper să nu fie prea mari. Și încă una, tot la fel. Ba, ce faia asta! Faină? Da. Și asta, mami? Iar aici încă o față de pernă. Astea sunt pentru sfragerii, să le pun în sfragerii. Scrie Merry Christmas. Dar oare nu sunt prea mari? Sunt cam mari. 45 pe 45, cred că trebuia 30. Pe 30. Și mi-am luat două. La fel. Și ce am mai luat? Am mai luat un om de zăpadă. Și ăsta cred că arăta altfel în imagine. Da, și ăsta credeam că e altfel. Dar e drăguț și ăsta. Cred că să-l pun tot la ușă, nu știu, vedem unde. Și ceva de pus lumânare, doar că nu arată prea bine. Hei, Kevin! E cam șifonată. Așa arată. De pus lumânarea pe masă. Aveam impresia că e mai mare. E și îndoită toată. Asta. Așa și așa. Dar este un plac. Și trebuie să mai vin încă o comandă, dar mai încolo, că abia am dat-o. Acum trebuie să vin Alexia. Da, bebe. Haideți să punem fețele de perne. Nu sunt prea mari. Sunt perfecte. Că am pus o față. În cap e cam greu. Vezi să nu cazi în cap. Nu! Kevin! Nu! Lumină bună pe loc. Că se noptează de acum. Ești nervos? Poate o rup înainte să o pun. A, dar și drăguță. Trebuie să mai cumpăr o pernă, că am doar 3. Thank you.
Așa arată. E numai bun fața. Nu-i prea mare. Și să o pune și pe cealaltă. Aici am niște șosete. Am făcut un puzzle. Și trebuie să le pun, trebuie să le pun toate. Să le fac perechi. Nu, 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 nu vine tu la telefon. Kevin, nu vine la telefon, lasă. Lasă telefonul. Mi-o dai jos. Mi-am comandat alt pat în dormitor. Pentru că ăsta care l-avem, nu l-am cumpărat de mult timp, după ce l-am născut pe Kevin. Doar că s-a făcut într-un hal, vai de capul meu, s-a dus toată imitația aia de piele de pe el. Și s-a făcut oribil. Și mi-am comandat alt pat și dacă tot mi-am comandat pat, mi-am comandat și masa aici în sufragerie cu scaunii. Masa și scaunul nu le mai am. Stați un pic. Masa și scaunul nu le mai am aici, le-am dat. Atât să-mi ajungă comanda. Ce am mai comandat? Pat, masă, scaune. Un șifonier în dormitor. Aici vreau să iau mobila asta din sufragerie. Și mi-am comandat o comodă așa micuță de pus acolo și să-mi pun un televizor în perete. Televizor trebuie să cumpărăm pentru că ăsta nu prea e bun. Aici am o vestă. Lasă-l în pace! Mi-am comandat o vestă lungă, dar de mult, cred că de 2 săptămâni. Mi-am luat o S, este XS și atât de mare. În cap de 2 ori în ea. Așa că i-am dat retura seară și trebuie să o duc mâine la un pachet shop. Kevin! Nu-mi place. Și trebuie să o las mâine la un pachet shop. Nu știu dacă mă vedeți, stați. O pun mai la distanță. Îi gigantică, dar nu mă vedeți. Stai, Kevin, când dai peste telefon. Vai de capul meu, deci nici telefonul nu pot să-l las undeva, că vine după el, l-am pus în premergător. Păi, dar acum dacă mă uit mai bine la ea, parcă nu e atât de mare. Dar deja i-am dat retur. Dar nu când o închid. E gigantică. Nu știu dacă mă vedeți. Că nu pot să las telefonul într-un loc. Că vine... Kevin. Aici... Am dus în pătuț pentru că îmi cade din premergător. Deci eu n-am văzut așa ceva. Până și din premergător cade. Să pleacă în jos, să lasă cu capul în jos. Și cade. Nici măcar în premergător nu pot să-l las. Da, mă apuc să fac și eu puzzle-ul ăsta de șosetei. Sunt o grămadă, trebuie să-mi împachetez. Ce să fac? Nu pot să te las ca jos. Vai, urăsc să fac treaba asta. Deci o urăsc din suflet. Nu-mi place deloc. S-o strâng și multe. De obicei o aduc pe Adelina să mă ajute. Dar acum e bolnăvioară. Astăzi o nins toată ziua, doar că nu prea s-o pus, doar ce era dinainte. Nu era înghețat,
Și nu a fost chiar atât de fric și nu s-a pus săpada. Mâine sunt și cadoul Alexiei. Am fost să-mi mâine. Și o să fac și pe oricum vreau să mâine când am primat astăzi. Și o să mai și mâine. Și o să mai și mâine. Da, și acestea nouă perechi. Cred că le-am mâncat mașina de spălat. Sau nu le-am băgat eu din coș. Da, de fiecare dată rămân așa cu șosete fără pereche și o grămadă. Cred că nu le-am băgat eu din coș. Le pun deoparte și când îi spăl pe celelalte. Așa l-am pus pe categorii. Fetele au avut cele mai multe. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves and a partridge. On the fourth day of Christmas, my true love gave to me four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love gave to me five golden rings, four calling birds, three French. No. Adu-i mai multe jucării. Da? Nu poate că nu multe. Hai! Kevin! Mai multe multe. Stai aici, te rog frumos, joacă reacă. Hai, nu e de multe. Kevin! Am mai primit încă două pachete astăzi. Astăzi, chiar a doua zi, am filmat și ieri.
Acesta este pentru Cosmin. I-am comandat niște haine, o geacă și două training-uri. Iar aici este pentru Alexia, cadou. Cealaltă parte din cadou, că mi-a venit o parte din zilele trecute. Asta este mami. Da. Aici am luat pentru pătuțul lui Kevin. Astea sunt ale Alexiei. Adelina? Sunt pentru Alexia astea. Da. Că a fost ziua ei. Un Didi? Didi, mami. Didi primește de seară, că vine Moș Nicolae de seară. Da. Da. Și pe aia să ia. Ui. Dacă pune... Asta. Unde? Da, o să vină de seară Moș Nicolae și o să-ți aduc și ței, da? Uite, jucării. Da, asta e pentru ziua Alexiei. Da, și eu. Și eu, da. Tu n-ai? Lasă că ți-aduce din seară Moș Nicolae. Da. Da? Nu. Asta ce au, Kevin? Nu, tot are o Alexia. Hai să vedem. Da, deci am luat pentru Kevin. Lasă-l, Didi, să mă înțeleg. Două plicuri pentru pătuți cu mingiuță de fotbal. Erau la o super reducere când le-am găsit eu și am luat două. Doamne, asta pe toate, asta da, mingea. Pe, da, pentru piele. Așa sunt. Ce trebuie? Mami, ai jucat? Pentru Alexuța de ziua ei am luat acest puzzle. Mami, sunt Didia. Didi, stai un pic. I-am luat un puzzle cu 4 piese. Piesele super mari. Aici am luat încă un joc din ăsta cu diferite figurine. Triunghi, pătrat, stea, rotund. Tot așa, sper să reușească să-l facă. Și am luat acest telefon care cântă. L-a avut când a fost micuță. Nu mai știu, acum 2-3 ani s-a stricat, cred că acum 2 ani s-a stricat. Și i-a plăcut atât de mult telefonul ăsta, era jucăria ei preferată, deci dormea cu ea în pat. M-am intrat și l-am găsit din nou, așa că l-am luat cadou, sunt sigură că o să se bucuri de el. O să fie din nou jucăria ei preferată, sunt sigură de asta. Da, asta i-am luat Alexie și am luat un training de la Adidas, o să vi-l arăt imediat. El a ajuns acum vreo 3 zile. Iar aici am pentru Cosmin. Oare să o desfac acum? O să nu o desfac. Am desfăcut și pachetul lui Cosmin. Nu știu dacă o să-i convină, dar asta e. Eu trebuia să filmez. Asta este pentru retur. Aici are două training-uri. Unul de la Puma și unul de la Adidas. Eu îi le-am ales, eu îi le-am comandat. Nu o să le desfac. O să le desfac el când vine de seară. Și aceasta este o geacă de iarnă. Nu le mai desfac, le las așa. Wow, uite. Da, dă-i cadou tot. Ăsta e cadou tău, Ale. Da, hai. Uite, Ale. Uite, telefon, Ale. Da? Îți place, Ale? Mami, ce te joc asta? Asta joc pe Didi. Ale, scoate și treningul de acolo. Da, uite cum. Scoate și haina, mai întâi haina, după. Uite, Ale, e acolo. Thank you.
Aia e a lui Alexia. Asta e bebelușul? Alesa tale. Pune înapoi. Aia o vale, mami? Da? Mamă, ce potul? Mi-e joc asta, bro. Didi, da. Alea din partea aia sunt tale. Da? Asta se oare. Baga în guriță, așa. Măi, băiatule, nu mai seara. Nu, bebe. Kevin, nu. Mami, mami, bine să pică, mami. Mami, bine să pică. Mami, bine să pică, mami. Alexi, uite,